plecat din țară în 2016. În Marea Britanie, în Manchester, ironia este imediat după ce s-a votat Brexit-ul. Și am primit premiul în 2019. Deci deja eram de 3 ani în străinătate. Atunci deja începusem masteratul. Terminasem economia. Și premiul a fost, se numește Undergraduate Awards. Și Global Undergraduate Awards, pentru că este un premiu, este o competiție globală, unde toate universitățile, orice universitate poate să participe și să trimită un subiect. Și pur și simplu s-a întâmplat că eram în anul 3, mă pregăteam să îmi trimit teza și mi-a spus supervizorul faptul că este aici o competiție interesantă la care ai putea să trimit. Și mi s-a părut interesant, a fost și subiectul pe care l-am folosit la facultate. Și tot timpul m-a pasionat subiectul de brain drain, de oameni cu facultate care pleacă în străinătate pentru oportunități mai bune. Și am fost curios dacă putem trage anumite concluzii din studii și fondurile care se acordă în educația oamenilor în diferite țări. Pentru că are un efect foarte important asupra economiei și acest flux de brain drain tot timpul are un efect în principiu negativ asupra țărilor, în special în țările subdezvoltate sau de dezvoltare medie. Pentru că se duc în America, se duc în Canada, se duc în Marea Britanie, Franța, Germania și așa mai departe. Ce studii de caz ai avut tu atunci în lucrarea ta? Ce țări? Am luat mai multe țări de unde puteam să iau date pe internet pentru... În principiu erau țările din Europa, țările din America și țările Australia, și încă câteva țări care colectează genul ăsta de date care iau în calcul și nu numai influxul, dar și nivelul de educație pe care l-au. Cât a durat această cercetare? Cât ai lucrat? A fost, mai mult sau mai puțin, a durat un an, dar a fost pe parcursul studiilor, pentru că nu a fost singurul lucru la care am lucrat, nu a fost un an întreg de lucru. Era un curs ca oricare alt curs, care se termina cu o teză la final. În anul 3 de facultate, practic. Câți tineri v-ați înscris atunci din toată lumea? 70-100 cam pe domeniu, pentru că fiecare era pe domeniul lui. Eu eram pe economie, așa că am trimis la economie. Exista și la informatică, și la inginerie, și așa mai departe. Mi-a spus supervizorul de această competiție și doar trebuia să trimit teza în sine, pentru că teza era deja făcută. Și oricine putea să participe, nu am reprezentat eu neapărat Universitatea din Manchester, dar oricine de la Universitatea din Manchester putea să trimită. Am fost foarte fericit că am mers în etapa următoare. Și din mi s-a părut o realizare și normal că oricine care a muncit la un proiect o perioadă mai lungă de timp este fericit să primească recunoaștere. Și atunci când am luat premiul, am fost foarte fericit, normal. M-a luat prin surprindere, aș spune. Realizasem că este o competiție globală, este greu să participi la ceva internațional și chiar să ieși în vârf, pentru că sunt și alți studenți care muncesc și pun proiecte serioase. Și normal, am fost foarte plăcut surprins să aflu că am câștigat premiul. Se numește Junior Nobel Prize, pentru că este cea mai mare competiție pentru studenți care sunt la licență. Și de aceea se numește, este cea mai mare competiție de acest nivel. Și de aceea este, are și acest nume de Junior Nobel Prize. Atunci când am început pe economie, mă gândeam dacă să încep să fac economie sau să fac informatică, pentru că și informatica mi-a plăcut. După ce am terminat economia, în ciuda premiului și așa, mi-am dorit să mă preprofilez mai mult spre informatică. Mi s-a părut economia un pic prea teoretică pentru mine și atunci am vrut să mă uit în alte părți pentru alte oportunități și m-am reprofilat pe data science inițial pe timpul masteratului și acum spre doctorat pe inteligență artificială pe machine learning. Acum sunt în anul final de doctorat în inteligență artificială. În continuare sunt la Universitatea din Manchester și proiectul de doctorat este și în parteneriat cu IBM în Marea Britanie și titlul, subiectul, proiectul în sine este centrat în jurul unei familii de algoritmi care se numește Bayesian Optimization, care se ocupă cu procese scumpe și de a le optimiza, de a face cât mai puțin pași pentru a ajunge la o soluție optimă. Pe plan industrial, de exemplu, dacă sunt anumite procese care sunt foarte scumpe, cum ar fi, de exemplu, extragerea petrolului, nu poți să extragi petrolul de 1000 de ori sau de 2000 de ori. Trebuie să extragi petrolul în anumite locații unde crezi că ai o rată de succes foarte mare și acest algoritm ajută să ajungi la o soluție optimă și să te ghideze unde ai putea să extragi petrol cu șanse mai mari
Și ideea este de a ajunge la o soluție optimă în cei mai puțini pași. În cât mai puțin pași. Deci, în principiu, este folosit în cazuri industriale și are o grămadă de aplicații în mai multe domenii. Propriu zis, acum încerc să finalizez anumite proiecte și lucrez și la un internship la IBM, în timp ce încep să îmi scriu teza ca să fiu din ce în ce mai aproape de finalizare. Internship-ul este tot în domeniul de inteligență artificială, doar că este un pic mai detașat un pic de doctoratul meu, doar că scopul este să integrez ceea ce fac și la IBM pe parcursul internship și să-l integrez în teză. Atunci când sunt la internship e un pic mai simplu, în sensul că mergi la birou ca orice alt job. Atunci când nu sunt la internship, doctoratul nu are o structură, pentru că nu neapărat mergi la birou și eu am și posibilitatea, pentru că eu nu am experimentele mele, pot să le rulez și pe laptop acasă. Nu trebuie neapărat să intru într-un laborator și pot să lucrez și de acasă. Și atunci pot să lucrez și seara târziu, pot să lucrez și fără dimineață, pot să lucrez și în weekend. Am această flexibilitate. Ce le spui tinerilor care sunt la vârsta pe care o aveai tu înainte să iei decizia de a pleca în străinătate? Este dificil, de exemplu, să te muți într-o țară străină, chiar dacă și vorbești limba, pentru că sunt diferențe culturale, dar mi se pare că merită să vezi cum alții fac lucrurile, cum se merg lucrurile într-o altă țară. Este foarte mult de învățat, pentru că dacă crești într-un anumit mediu, o grămadă de lucruri sunt luate, le luăm de-a gata și nu ne gândim dar cum ar fi dacă ar fi un pic diferite, cum ar fi să le schimb puțin. Și să ai oportunitatea să înveți în străinătate mi se pare un lucru important. Dacă te întorci în țară sau nu, este decizia fiecărui. E o decizie complicată, dar mi se pare o oportunitate bună și dacă și pentru un an mi se pare foarte important. Dacă ai oportunitatea să înveți în străinătate, mi se pare important. Inteligența artificială este o intersecție între informatică și statistică. Folosim statistica în informatică pentru a face anumite calcule și să luăm anumite decizii pe anumite probleme. De exemplu, dacă vrei să minimizezi anumite costuri sau să dă o anumită problemă în metalurgie, de exemplu, atunci când eu spun că lucrez cu algoritmi, mă refer că caut algoritmi care să găsească o soluție cât mai optim la această problemă. Oamenii cred că inteligența artificială este un domeniu nou, mai ales având în vedere că a apărut și ChatGPT și toată lumea întreabă deci ce se întâmplă cu inteligența artificială, dar de fapt domeniul în sine este din 1970. Ce s-a întâmplat acum este faptul că computerele în sine au evoluat ca putere de procesare și putem să facem anumite calcule mult mai elaborate, ceea ce acum 50 de ani nici nu era discuție, când nici măcar nu aveam CD-ROM-uri, discuri. Inteligența artificială este un domeniu ca oricare altul. Aici este o preconcepție, faptul că din filme și din Hollywood, că inteligența artificială o să ne atace pe toți și așa, dar de fapt face doar ce îi se spune. Deci este unealtă ca oricare alta. Dacă e folosită spre bine, e folosită spre bine. Dacă e folosită spre rău, e folosită spre rău. Nu are o personalitate în sine. Faptul că tu ai studiat economia, te-a ajutat experiența asta cu ceva sau nu? În mod direct, nu. Dar în mod indirect sau pe plan mai mult personal, da. M-a ajutat în sensul că, indirect, în sensul că m-a ajutat să fac această tranziție de la economie la informatică, ceea ce este mai greu de făcut. În general, dacă vrei să ai o carieră în inteligență artificială, în general îți trebuie o diplomă în informatică sau într-un domeniu mai asemănător. Dar la Manchester am avut oportunitatea să fac această tranziție de la economie la inteligență artificială mai ușor. Este și acest val de schimbare de domeniu, în care mulți oameni din diverse domenii vor să intre în domeniul de inteligență artificială. Eu doar am avut noroc să încep acest proces un pic mai devreme. Poți intra la orice vârstă în acest domeniu al inteligenței artificiale, oare și din orice ramură? Categoric. Din orice domeniu se poate intra și inteligența artificială o să fie tot la fel, așa cum spun și alții, o să fie o revoluție al inteligenței artificiale, pentru că o să o afecteze, este ceva ce se poate aplica în orice domeniu.
Deci mi se pare că familiaritatea cu ce înseamnă inteligența artificială mi se pare foarte importantă și mi se pare important să învețe și în școli și la facultate, măcar principii de bază, nu neapărat, ca să nu mai pară această nebuloasă despre care puțin de fapt știu că nu este un proces atât de complicat. Mi-ar plăcea o carieră în inteligența artificială. Mi se pare foarte interesant ce putem să facem și mi se pare interesant faptul că nici acum 100 de ani noi nu aveam computer și am ajuns până aici. Mi se pare un domeniu interesant. Mi se pare un domeniu pentru cei care chiar cred că inteligența artificială o să fie benefică oamenilor și că o să ne ajute în viața de zi cu zi. Mie mi se pare că o să ne complementăm unul pe altul. Oricine a folosit, de exemplu, ChatGPT pentru orice chestie de zi cu zi, mi se pare că doar ajută cu anumite procese mai simple și așa putem să ne concentrăm pe lucruri mai interesante, pe mai creative. În viața de zi cu zi poate să fie și pe chestii de unde vreau să merg în vacanță, vacanța următoare, dar și pentru chestii mai concrete, dacă vreau să învăț ceva nou, de exemplu, și pot să-l folosesc ca un tutor, ca un profesor și să întreb, să înțeleg un anumit concept în matematică sau în informatică, deci merge, are foarte multe utilități. Ce n-ar putea face este să gândească pe cont propriu, că toată lumea asta crede că face, dar de fapt doar reiterează ceea ce au spus alții pe internet. Nu are propria ei identitate, deci prin urmare, de fiecare dată când cineva caută să facă ceva nou sau inedit, o să se împiedice. Mai gândim noi cât ar trebui pe cont propriu? Asta e o discuție într-adevăr complicată, dar ar trebui să se încurajeze, poate că asta o să ne ajute să încurajăm oamenii să gândească într-adevăr pe cont propriu mai mult. Să nu luăm de acasă tot ce se vede la televizor și da, în viața de zi cu zi. Deși îmi place economia, îmi place foarte mult economia, nu îmi plăceau oportunitățile pe care le aveam în momentul în care am terminat facultatea, ceea ce îmi imaginez că mulți se pot simți în această poziție dacă studiez ceva pentru mai mulți ani și descoperi la final că nu îți place chiar atât de mult. Și nu am vrut să fac cercetare mai departe în economie sau să devin consultant și am căutat, am întrebat în stânga și în dreapta ce alte oportunități sunt și așa am auzit de cursul de data science care se făcea la mine la facultate și am zis că e o oportunitate bună să mă reprofilez. Deci deja sunt plecat de aproape o decadă. Îmi lipsește foarte mult vremea de acasă. Plouă tot timpul, în ciuda, adică ce se spune legat de Marea Britanie este adevărat. Îmi lipsește mâncarea și îmi lipsește familia, îmi lipsesc prietenii. E doar surprinzător că deși este tot Europa, Europa de vest este foarte diferită cultural față de Europa de est. Și sunt niște lucruri care uneori se adună și de aceea vizitez, vin acasă când pot. Îmi spuneai de niște aniversari foarte frumoase în familie. Bunicul a făcut acum de curând, a făcut 90 de ani și mama e pe partea cealaltă, o să facă în curând 80 de ani. Și cred că printre darurile cele mai frumoase, nu? Faptul că vine nepotul înapoi în țară. Ai plecat din București la Manchester. Dacă ar fi oportunitatea să mergi în America, ai face pasul? Da, aș face pasul. M-aș gândi, mi s-ar prea interesant să lucrez și în America, pentru că este o altă cultură față de Marea Britanie. Dar orice decizie de tipul ăsta este complicată. Sunt tot timpul plusuri și minusuri. Depinde de oportunități, depinde de situație. Dacă ai mai avea 19 ani, ce ai face? Ai face la fel sau te-ai mai gândit? Chiar aș face la fel. Chiar asta mă bucură, faptul că știu că mi-aș fi dorit să... Chiar dacă acum nu fac economie, în continuare mi-aș fi dorit să fac economie și dacă nu aș fi făcut economie, tot timpul m-aș fi întrebat ce s-ar fi întâmplat dacă aș fi făcut economie. Sunt mândru de traseul pe care l-am luat. Chiar dacă nu a fost unul direct, aș spune, nu a fost unul... linia. Mai ales având în vedere că și la Manchester a fost, numai la Manchester ar fi putut să mă transfer. Am și prins perioada bună în care studiile, taxa pentru studii era mai mică, încă eram în Uniunea Europeană și așa am putut să fac ceea ce fac acum. Ai mentor, Ștefan, oameni care ți-au schimbat destinul acolo, cărora le ești recunoscător? Cu siguranță, mai ales profesorul de economie care m-a susținut pe parcursul tezei în economie și care a avut încredere în noi, pentru că am fost mai mulți care am studiat cu el.
la doctorat am lucrat cu aceeași profesor cu care am lucrat și la masterat. Și sunt foarte fericit că și-au pus baza în mine, mai ales în vedere că înainte să mă apuc de inteligență artificială nu știam foarte multe. Eram, aș spune, începător. Te-ar tenta la un moment dat și pe tine să lucrezi cu studenții sau mergi pe calea asta? Îmi place foarte mult să explic sau să predau. Cred că ce nu-mi place este să dau note. Și am făcut câteva lecții în particular și pe economie și pe data science. Dar momentan cred că mă concentrez pe cariere și după aceea, dacă e mai încolo, dacă se ivește oportunitate de a preda altora, cred, probabil că mi-ar face plăcere. Dacă ai avea un grant de cercetare, ai paria pe oameni tineri? Da, categoric. Aș paria într-adevăr pe oamenii tineri. Sunt o grămadă de colegi care își dau doctoratul în la facultatea din Manchester și la alte facultăți este la fel. Lucrează mai mult, sunt foarte dedicați și iau munca foarte în serios, așa că, da, categoric. Și faptul că am jucat șah când eram în copilărie m-a ajutat foarte mult. Când am lucrat cu computere, când mă duceam la concurs și mă analizam jocurile de șah, erau anumiți algoritmi care îți spuneau, oricine joacă pe chess.com știe că ai algoritmi care îți spun care sunt cele mai bune mutări. Și pe atunci, acum 10 ani sau 15 ani, când eram în competiții, nu știam care este inteligența artificială și mi se pare interesant cum hobby-urile ajung să ne influențeze deciziile, marile decizii în viață și cum dintr-un hobby, practic, încet, încet s-a creat această pasiune pentru inteligența artificială și ce înseamnă și cum lucrează. De la ce vârstă ai început să joci șah? Dacă întreb bunicul, zic că de mic, de când aveam 3 ani și jucam cu el. Dar în competiție am început să merg cam de la 8 ani, cam de la 7-8 ani. De când eram mic, aveam o tablă și jucam și m-a lăsat timpul să îl bat ca să am satisfacție. Dar și așa, încet, încet, m-a pasionat. Și întâmplarea face că atunci când eram în parc și jucam cu niște copii, a venit un domn spre mine și a văzut că mă pasionează șahul și mi-a spus, uite, e un club aici, nu vrei să te duci? Și așa m-am înscris și am început să merg la competiții și să mă plimb prin România cu tot felul de competiții de șah și mi-a făcut mare plăcere și așa aș spune că m-a format în acest sens și pasiunea pe care o am pentru inteligența artificială, toată această experiență și cu șahul. Cu bunicul când ai jucat ultima oară șah? Bunicul nu mai vrea, zice că îl bat, zice că nu mai are energie. E greu până la urmă de înțeles lucrul acesta cu algoritmii, lucrarea ta de doctorat. Cu bunicul ai discutat despre asta? Cred că bunicul doar știe că merg la facultate și când vin în țară. Astea sunt întrebările în general, da, că tot când termin cu studiile, dacă mai ales după ce ești de 7 ani în străinătate. Încă un an. Că nici și asta a fost, că nu mi-am planificat să fac doctorat. Atunci când eram în economie, tot timpul îi spuneam bunicul că gata, mai am un an și termin și nu știu, poate vin acasă, rămâne de văzut, dar tot timpul el spera și e complicat. Care e mâncarea la care te gândești și îți lipsea cel mai mult? Când vin în țară, papanași, sarmale, mici, tot cele mai românești lucruri. Și asta mi se pare și interesant, că de exemplu când locuiești foarte mult în străinătate, după aceea conștientizezi că rețeta aia este mai românească decât altele și că, de exemplu, noi credem că sarmalele sunt doar de la noi, dar au și turcii sarmale, dar papanașii, de exemplu, sunt mai acasă, sunt mai ceva mai original și tot timpul mă atrag lucrurile care sunt specific ale noastre, pentru că numai la noi o să le găsim. Ce-ți dorești pentru viitor, Ștefan? Să fiu mulțumit cu jobul meu, să-mi facă plăcere să merg la muncă, să mă pasionez subiectul, pentru că mi se pare că asta e important, să ne placă la ceea ce lucrăm. Și acum ție îți place foarte mult? Îmi place foarte mult. Asta a fost și mă bucur că mi-am făcut curaj să mă reprofilez și să ajung unde sunt. Uneori poate să fie confuz câte oportunități sunt și în ce direcție să te duci.
Dar cred că așa este pentru oricine, în general. Da, asta îmi doresc. Să găsesc un job în care îmi face plăcere să merg la birou și să-mi placă ceea ce fac. Și în acest moment, așa sunt lucrurile. Și sper să rămân.